Salut prieteni, astăzi facem o mică modificare pentru anunțurile care nu au imagini. Vom introduce la aceste anunțuri, în loc de imaginea default, vom introduce noi mai multe imagini. Deci de fiecare dată când se dă un refresh la pagină, imaginea la aceste anunțuri se va schimba. Vedeți aici avem mai multe anunțuri, aceste trei anunțuri nu au imagini. Dacă mergem pe un anunț, o să vedeți că nu există imagine. Dar dacă vom da un rerol la pagină, o să vedeți că se schimbă imaginile. Între ele apar diferite imagini sau se repetă imaginile. Acum, dacă introduceți mai multe imagini, aveți șansa ca acele imagini să nu se repete. Dacă introduceți mai puține, atunci aveți șansa să se repete acele imagini. Haideți să vă ce trebuie să faceți. Sunt doar câteva modificări simple pe care le vom face în tema noastră. Eu folosesc tema Bender, dar dacă voi folosiți altă temă, puteți face același lucru fără nicio problemă. Primul lucru care trebuie să-l faceți este să vă alegeți aceste imagini. După ce v-ați ales imaginile, mergeți în rădăcina site-ului vostru. Voi ajungeți aici cu un client de FTP. Eu m-am dus direct în fișierele serverului meu pentru că sunt pe localhost. Deci mergem în OC Content, la teme, tema pe care o folosim în cazul de față Bender și în folderul Images am mai creat un folder pe care l-am denumit Random. În acest folder am urcat aceste imagini, eu am urcat 6 imagini, voi puteți urca mai multe sau mai puține, hotărâți voi. Cu cât aveți mai multe imagini, aveți șansa ca să nu se repete acele imagini pe pagină dar dacă nu doriți acest lucru, puteți să introduceți mai puține imagini și atunci o să se repete acele imagini. Am setat numele la fiecare imagine, o cifră, am început de la 1 până la 6, 6 imagini am. Urmează să facem o modificare în fișierul funcțion.php din tema noastră. În acest fișier trebuie să introducem o funcție. Aceasta este funcția. Vedeți că avem aici 1 și 6. Aici trebuie să modificați voi numărul de imagini. Deci în momentul de față eu am 6 imagini, am trecut 6. Dacă aveți 10, treceți 10. Dacă aveți 2 imagini, atunci treceți 2. Salvați această modificare în acest fișier, funcțion.php, funcția o introduceți chiar jos de tot în acest fișier. După ce ați salvat această modificare, Urmează să faceți modificarea în fișierul loopsingle.php. Asta pentru tema Bender, pentru tema modern, dacă nu mă share, este în searchlist.php. În tema Bender aveți loopsingle.php și avem aici calea către imaginea noastră. Dacă mă duc înapoi, o să fie ceva de genul acesta. Aveți calea către imaginea voastră în cazul în care anunțul respectiv nu are imagine. Dacă anunțul respectiv are imagine, atunci o să fie preluată imaginea anunțului. Deci aici trebuie să faceți voi modificarea. La linia 29 avem imaginea și calea către imaginea noastră. În loc de această cale trebuie să treceți voi următoarea linie de cod. Am să las această linie în textul deasupra tutorialului. Aceasta este linia care duce către funcția noastră. Funcția care va prelua în ordine aleatorie aceste imagini din acel folder. Încă o chestie, în, acest, în, ace, în această funcție avem calea către imaginile noastre. Dacă cumva voi denumiți acel folder random altcumva, atunci treceți denumirea folderului vostru aici. Și extensia trebuie să fie, bineînțeles, până G sau toate imaginile să aibă aceeași extensie și atunci modificați această extensie aici. Deci ați modificat aici. După ce ați salvat, o să aveți pe pagina de căutare la uh, anunțuri. Deci la anunțurile care nu sunt premium. Dacă vreți să faceți această modificare și pentru anunțurile premium, atunci trebuie să editați fișierul loopsinglepremium.php. Și avem aceeași linie. Dacă nu mă înșel, aici trebuie să modificați, treceți această linie, și atunci o să aveți și la anunțurile premium imagini aleatorii. Deci, mă refer la această parte de sus. Aici sus avem anunțurile premium. Acum ar trebui să avem imagini aleatorii la anunțurile care nu au imagini. Vedeți că se schimbă. Acest anunț nu are imagine, dar este afișată o imagine aleatorie. La fel pentru pagina principală, pentru ultimele anunțuri de pe pagina principală. Aici ar trebui să funcționeze. Haideți să modificăm numărul de anunțuri afișate pe pagina principală. Dacă nu mă înșel, la general este să punem 50 de anunțuri ca să fie afișate aproape toate anunțurile. Aici funcționează deoarece aceste anunțuri sau codul pentru aceste anunțuri este preluat tot din acest fișier loopsingle.php. Deci nu trebuie să faceți modificări în tema Bender, dar dacă folosiți tema modern, haideți să activăm tema modern, Aici trebuie să mergeți în rădăcina site-ului vostru. Îmi cer scuze. Trebuie să mergeți în rădăcina site-ului vostru de la început. Orice content, temes, modern. Și pentru anunțurile de pe prima pagină, pentru ultimele anunțuri, trebuie să mergeți în main.php și aveți aici ultimele anunțuri. Trebuie să modificați această linie deci aici trebuie să introduceți această funcție, bineînțeles, după ce ați introdus în fișierul funcțion.php funcția respectivă. Această funcție și bineînțeles după ce ați introdus în folderul images images folderul vostru cu imaginile pentru anunțurile care nu au imagini, o puneți aici, salvați. Iar și în main.php introduceți această linie de cod. Aceste linii de cod o să le găsiți în textul deasupra tutorialului pe blog. O puneți aici. Și acum ar trebui să fie afișate, dar din păcate nu am acel folder în rădăcina site-ului. Deci trebuie să punem în folderul Images, folderul Random. Haideți să luăm din Bender. O să luăm așa. Este mai simplu și mai ușor pentru mine pentru că sunt pe localhost și este mai ușor să mă duc uh, între foldere, să copiez. Și acum ar trebui să funcționeze. Ar trebui să avem imagine pentru fiecare anunț în parte. Din păcate, imaginea este prea mare. Am folosit imagini prea mare și la modern, dacă nu mă înșel, nu sunt. Uh, Nu este setată dimensiunea imaginii, aveți grijă la ce dimensiune sunt imaginile, acum ar trebui să fie ok. Vedeți că avem câte o imagine diferită, mai mult sau mai puțin, se repetă imaginile deoarece cum v-am spus, dacă aveți mai multe imagini, aveți șansa ca aceste imagini să nu se repete. Dacă nu doriți, vreți să se repete, atunci puteți lăsa mai puține imagini. Aceste anunțuri nu au imagini și vedeți că sunt afișate imagini aleatorii din acel folder. O modificare simplă pe care o puteți folosi pe temele voastre dacă doriți să afișați imagini aleatorii la anunțurile care nu au imagini. Eu sper să vă fie de folos această modificare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi bună. La revedere!